Doamnelor și domnilor, salutare și bine m-am regăsit la un nou episod de Just Building cu fratele vostru, 1 Alex. Acesta este episodul cu numărul 2 și după cum ați văzut deja, câteva lucruri s-au petrecut pe aici. În primul rând am reușit să strâng off-camera pentru că n-avea rost să mă plimb de nebun cu o barcă, cu o vacă sau cu o oaie în spate. Încercând să le aduc aici pe toate. Și am mai construit încă două chestii din astea la care am observat că ies oile. Dar nu știu de ce decât oile. Probabil deoarece au fost mai multe, mă gândesc. Dar s-a întâmplat să mai găsesc câte o oaie pe lângă, ca să zic așa. Off-camera am mai lucrat ceva. Permiteți-mi să vă arăt. Aici mai trebuie pus niște căul. Aici e un pic. Pac. Mâncarea asta o luăm repejor. Hai să punem asta aici. Bun. Și chestia asta aici. Perfect. Am mai lucrat puțin la mină. Încă n-am apucat să vă citesc comentariile, apropo. Pentru că episodul numărul 1 încă nu a apărut. Și o să apară mâine. Adică... pentru voi, nu știu, în trecut, nu știu exact cum o să vină. Am mai adăugat aici o intrare către mină, care arată super mișto, avem aici niște porți. Probabil vă puteți da seama foarte ușor că seamănă cu niște porți. Și bineînțeles am mai lucrat la mină, am mai adâncit-o un pic. What the fuck? Am mai adăugat câteva detalii super tare, cum ar fi chestia asta cu gravel-ul în tavan. Am să vă arăt imediat cum se face șmecheria asta, în caz că sunteți curioși. De fapt am să vă arăt chiar acum. Aveți nevoie în primul rând de o floare cu înălțime de două blocuri, cum ar fi floarea soarelui sau trandafirii sau orice altceva similar. După care aveți nevoie de o bucată de dirt pe care să puneți floarea și evident de gravel, pentru că asta vom folosi. Sau puteți să folosiți nisip sau orice alt bloc cu gravitație, cum sunt noile blocuri din noua versiune de Minecraft. Și se zice că vrem să punem asta aici. O să punem dirt-ul, după care punem floarea, punem gravel-ul și bineînțeles că va sta pe floare. Iar dacă spargem blocul de dirt, kabum, magie, blocul de gravel rămâne acolo. Și e foarte tare că are efectul ăla, are particulele alea de praf așa care curg din când în când și mai ales într-o mină ca asta îi dă genial arată, genial. Îi dă un vibe din ăsta de mină care pe cale să cadă pe tine, știi? Și arată super tare. Și bineînțeles am mai lungit-o, după cum spuneam, am mai mărit-o. Aici am făcut o mică cămăruță, scuzați cacofonie, dar na, ce se mai întâmplă. În care aș vrea să adaug niște cutii și chestii de genul ăsta. Mă gândeam să fac un sistem cu un minecart. Asta e șina aceea de decorațiune despre care vă vorbeam. Să fac un sistem cu un minecart care să plece random așa din când în când. Pe aici, nu știu. Aici vreau iarăși să merg într-o direcție, de aceea m-am ramificat. Mă gândeam să mai sap tunelul ăsta un pic și s-ar putea să facem asta în episodul de astăzi. De fapt, n-am să vă spun ce să facem pentru că vreau să vedeți episodul, da? Ok. Iar aici am mers în direcția asta înapoi, cum ar veni pe sub tunelul de deasupra, pe unde intri în mină prima dată. Și de aici, bineînțeles, că ajungi la scara asta și m-am gândit la o chestie super tare la care s-ar putea să lucrăm tot în episodul ăsta, bineînțeles. Oh, și am fost la explorat pentru că pentru a găsi animalul ăsta trebuie să mergi puțin la explorat. Și ghiciți ce? Am mai găsit încă două temple abandonate pe care n-avea rost să le mai filmez și încă două sau trei sate... din care am mai luptat câteva chestii, în special cărți, da. Astăzi vom face masă de enchanting. De fapt am să mă apuc de chestia asta chiar acum, că nu e foarte mare brânză. Avem aici, unde? Și am mai găsit o carte cu Silk Touch dintr-un templu, da, am uitat să menționez asta. Unde am pus cărțile alea, frate? Uite-le aici, un stack și 20. Și acum ne mai trebuie niște lemn.
Nu mai știu câte bookshelf-uri ne trebuie. Oh, și mai trebuie niște obsidian. Ok, mergem acum mină rapid. Și am primit și un advancement. Ice Bucket Challenge. What the hell? Ok, și am luat cele patru bucăți de obsidian. Iar acum o să mă îndrept înapoi la suprafață pentru a crafta nemaipomenita noastră masă de enchanting. Bun. Și facem asta. Bine că n-am făcut înapoi înainte, pardon, înainte rafturile. Oh, și avem altă textură. Interesant. Interesant. No, stați că trebuia să fac lemnul mai întâi. O să ne ajungă. Cred că o să ne ajungă. O să ne trebuiască 16 bookshelf-uri, dacă nu mă înșel. 16, bun. Și restul de cărți le păstrăm pentru mai târziu, în caz că vrem să le enchantăm sau ceva. Redstone-ul ăsta îl băgăm aici, iar pe Mister aici. Bun, hai să punem lemnul ăsta deoparte. Ca la carte. Bam, am făcut rima. Nu știu unde să pun eu chestia asta. Frate, treaba e că mai trebuie să iluminez pe aici locul ăsta, că de fiecare dată când ies din peșteră de la minerit, dau de o armată de fucking monsters. Așa că o să spun. Și de fiecare dată mi-e frică să-mi pice un creeper în cap. Nu știu, am o fobie de creeper. Mai ales să-mi pice în cap. Hai să iluminăm un pic așa. Și poate un pic și pe aici. Bum, bum, bum. Ok, ok. Bun, cred că e suficient momentan. Aici, pentru locul ăsta, am un plan destul de interesant pentru care o să am nevoie de părerea voastră. După cum ați văzut, avem chestia cu capetele în joc. Deci ne pică capete de la fiecare monstru în parte. Bineînțeles, sunt niște rate acolo, nu pică așa oricum, dar pică. Și mă gândeam, pentru că există capete, sunt conturi premium, unele sunt făcute de echipa Mojang, altele sunt cumpărate de niște oameni. Sunt capete folosite special pentru decorațiuni. Spre exemplu, sunt capete cu textură de fructe, cu textură de diverse blocuri, nu știu, să vă dau un exemplu. Spre exemplu, bookshelf-uri, am văzut TNT-uri, minereuri, tot felul de chestii, tot ce îți poți imagina. Și mă gândeam să folosim capetele cele luăm noi, ce găsim, ce ne pică de la monștri și să le dăm la schimb pentru astfel de capete. Și m-am gândit să facem chestia asta cu comment blocuri, că altfel nu am cum. Și va trebui să dorm, stați o secundă. Va trebui să intru în creative mode, bineînțeles. Sper că nu o să-i deranjeze pe unii dintre voi chestia asta, dar credeți-mă că o să fie absolut genial și am să vă arăt imediat de ce. Ok, am revenit și suntem în creative mode, în lumea în care fac eu testele. Și aici avem o mică, cum să zic, am încercat eu să replichez locul în care avem mina acum și imaginați-vă că asta iese din mină și etc. Și aici avem ce am pregătit eu pentru data trecută. Și uitați cum arată capetele despre care vă vorbeam. Arată super genial și adaugă foarte mult detaliu. De aceea ziceam că ar fi super tare să le folosim. Iar astea, în caz că vă întrebați, sunt node blocuri, după cum puteți vedea. Și au fost retexturate să arate ca niște cutii și mi se pare super tare ideea, pentru că oricum cine folosește node blocuri atât de des. Și uite, avem texturi aproape pentru orice bloc. Orice bloc, mă bâlbâi. Avem pentru coal, pentru TNT-uri, pentru coal ore și sunt multe, multe alte texturi. Sunt și pentru chest-uri, texturi și pentru diverse alte lucruri. Sunt chiar și televizoare, radio-uri și tot felul de chestii de astea, în caz că, nu știu, ai o casă mai modernă sau... Cam asta vom face de acum încolo, de-a lungul seriei, ca să zic așa. Voi da la schimb toate capetele pe care le găsesc, am să păstrez, posibil să păstrez câte unul din fiecare, mai ales în cazul celor de player, pentru că nu știu niciodată dacă voi mai găsi altele sau nu, pentru că alea le găsești doar în dungeon-uri.
sau în monumente și chestii de genul ăsta. Ok, și acum că am revenit, e timpul să punem chestia asta undeva. Cred că am să o pun aici momentan. Nu o să rămân aici, dar temporar va sta destul de bine aici. Așa, bam, și mai trebuie încă. Asta am să pun acolo, că vreau să am loc pe aici să intru. Și vom enchanta. Oh, dar am 33 de nivele, frate. Știi ce? Hai să facem ceva. Hai să facem un enchant. On camera. On fucking camera. Hai să facem un târnăcop, pentru că ăsta e cel mai folositor. Nu vreau să pun capetele astea deoparte. Nu vreau să le pierd sub nicio formă. Și cum ziceam, o să păsesc decât pe astea două. Atât. Ăsta o să ar putea să-l dau la schimb. Și aș vrea ca cât mai urgent să fac... trebuie lapis. Cât mai urgent să fac o fermă nether pentru Wither Skulls, pentru că și alea se consideră tot capete până la urmă. Deci ce dăm toate astea? Ok, hai să vedem. I'm breaking 3. Sincer, nu știu, mă cam păcălește cu... Și ăsta are tot I'm breaking 3. Hai să vedem. Am 33 de nivele. Sweeping Edge. Dacă dau pe ăsta o să-mi ia decât două nivele? Nu. Hai să vedem pe topor ce avem. Efficiency 2. Am să-l aleg pe ăsta să vedem că îmi schimbă enchantmentul. Tot am breaking. What the crap, dude? Hai să vedem așa. Am breaking 1. What the crap? Tot am breaking. I'm breaking. Nu mai știu să vorbește. Englezește. Silk Touch. Wow. Și pe ăsta avem Silk Touch. Nu, la ăsta avem... bă, da, avem și la ăsta. Hai să vedem pe ăsta. Hai să vedem ce mi-a picat pe ăsta acum. Efficiency 3. No, mai bine, că nu făceam efficiency 3 în veci. Vrei să pun cam să-l păstrez pickaxe-ul ăsta undeva pe aici. Da? Și după cum puteți vedea, nu se mai vede atât de proeminent atunci când un item este enchantat. Este foarte subtil glintul acela. Dacă vă uitați cu atenție, foarte subtil. Și asta îmi place foarte mult. Pentru că n-ai nevoie să-ți fie reamintit tot timpul că am item enchantat. Vreau să începem lucrul la tunelul ăla mai întâi, pentru că mai am un lucru pe listă de făcut. Am vorbit suficient pentru început, sper că nu v-a luat somnul. Așa că treziți-vă! Dar înainte să începem lucrul, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place episodul, bineînțeles. Iar dacă vreți să ținem legătura, mă găsiți ori pe Facebook, ori pe pagina mea de Facebook, la care vă recomand să dați un like pentru că nu vreți să ratați ce mai postez. Bine, nu prea postez mare lucru pe acolo, în afară de episoadele ce le uploadez. Iar dacă vreți să mai vorbiți cu mine și nu puteți pe Facebook sau nu vreți pe Facebook, mă puteți găsi pe Discord, aveți un link în descriere către serverul meu de Discord. Așa că am să-mi adun câteva resurse și o să ne vedem într-o secundă. Ok, dragilor, am revenit și am mai săpat un pic în tunelul ăsta și planul stă în felul următor. Acum va trebui să vă puneți imaginația un pic la lucru, pentru că ideea din spatele designului pe care vreau să vi-l arăt acum este că mina este oarecum la început și este în lucru, iar pentru a o expanda, minerii aveau nevoie ca să o dinamiteze, evident. Și m-am gândit să facem chestia asta în felul următor, să o facem foarte simbolic așa. O să pun niște TNT-uri aici, o grămadă așa de TNT-uri. Nu trebuie să arate foarte excepțional. De fapt, trebuie să arate excepțional, da? Pentru că mă bățesc foarte mult pe chestia asta. Și am să las track-urile așa până aici. Se pare că până aici au lucrat și după aceea poate au rămas fără sau poate au așteptat să... expandeze mina în continuare. Și am să fac aici în felul ăsta. Am să fac așa o linie de redstone. Dacă ați văzut, nu știu, poate cum se detonează TNT-ul în realitate, se folosește un fir. De regulă mai nou sunt firuri. What the fuck, dude? Nu mai știu să vorbesc. Fire electrice cu semnal electric care declanșează bomba.
Mai de mult cred că se folosea praf de pușcă sau ceva de genul ăsta pentru a o detona. Iar noi, pentru că nu avem praf de pușcă, ci folosim redstone, m-am gândit la chestia următoare. Am să pun aici un din ăsta și mi-e puțin frică. Adică nu știu. Stai să testez un lucru, că nu sunt sigur în legătură cu chestia asta. Stai să sparg asta să fiu eu sigur. Nu știu dacă redstone-ul vine așa într-un bloc. Oh, îl activează. Am o idee. Ok, am revenit și planul stă în felul următor. Pentru că am impresia că capetele nu cred că conduc redstone-ul, semnalul redstone, pentru că cred că sunt blocuri transparente. Dar am să fac în felul următor. După cum ziceam, o să fac și mecheria cu capetele. O să intru în creativ, am să vă arăt cum intrați în creativ în caz că nu v-ați setat asta de la început. Apăsați ESC, intrați în... O să vă apară meniul ăsta, dați Open to LAN. Asta nu cred că e obligatoriu să-l setez, dar o să-l dau pe creative oricum. Dați neapărat Allow Cheats, după care dați Start LAN World și puteți să vă setați game modul cum vreți. Bun, și am să dau un command block, give at p, unu, de fapt nu trebuie să mai scriu asta, command block, bun. Așa, și mai trebuie, știi ce, am să iau un buton direct de aici. Așa. Și o să scriu, o să vă las în descriere, apropo, o să vă las în descriere link către site-ul de unde iau comenzile pentru toate capetele astea. Și pentru că vreau să fac două capete, am să modific aici în loc de 1, am să scriu 2. Am să apăs done și o să-mi dea două capete din astea. Bun, acum înlăturăm asta. Game mode 0. Și avem două mini TNT-uri. Astea nu explodează, nu vă faceți griji. Am să mai iau de aici încă un cap. Și ce am să fac eu cu ele? Asta am să fac cu ele. Bam. Și așa se face schimbul. Deci așa stă treaba. Ok? Acum trebuie să testez chestia asta. Nu sunt 100% sigur încă. Ok, flinte în stilul și TNT-ul nu stau foarte bine. Nu prea se convine chestiile astea, dar mi-e puțin teamă să nu bubui ceva pe aici. Așa. Deci, teoretic, din câte știu, dacă pui ăsta aici... Nu, no, nu, no, nu, no, deci nu mai conduce... Ok, acum am liniștit. Nu mai conduce semnalul redstone dacă pui un cap. Bun, hai să punem ăsta așa. Se mai stachează astea? Nu se mai stachează. Oh. Nu e problema. Am să pun un cap din ăsta aici și unul... unde să-l pun eu? Aici. Cam așa ceva. Și am să trag semnalul ăsta redstone până aici. De fapt, știi, nu vreau să fie drept. Vreau să fie altfel. What the fuck, m-am speriat. De fapt, știi ce? TNT-ul ăsta n-are ce să caute acolo. O să-l fac așa. Și am să mai pun unul aici. Bun, acum e perfect. Și o să pun un buton aici deasupra. Ca să pară funcțional. Nu mă interesează să funcționeze și să bubuie astea, ci să pară funcțional. Bun, și cam asta e chestia pe care voiam să vă arăt în legătură cu capetele decorative. Și aș mai vrea să fac încă o chestie cu barrier blocurile sau barrier blocks sau blocurile bariere, cum vreți să le spuneți voi corect. Aș vrea să le folosesc pentru că sunt super folositoare atunci când vrei să pui scările în aer, să nu se vadă niciun bloc în spatele lor. Și aș vrea la fiecare barrier block pe care îl folosesc să plătesc un emerald.
sau un diamant, nu știu. Voi, depinde cum vreți și eu. Aș folosi emeraldul pentru că e mai ușor de obținut. Mie îmi convine să fac lucrurile mai ușoare pentru mine. De ce rost are să mă încurc să dau, nu știu, blocuri de diamant sau tâmpeni de genul ăsta? Acum, na, puteți să-mi lăsați și voi părerile voastre în comentarii. Pentru că abia aștept să citesc comentariile voastre după episodul ăsta. Acum ce urmează să fac eu acolo este să decorez puțin zona, cum am făcut și cu celelalte coridoare. Să-mi trebuiască câte un pic din fiecare chestie din asta, niște stone, mai am un pic de stone pe aici, dacă nu mă înșel, niște gravel. Și am să mă apuc de treabă. Am să revin îndată, bineînțeles. Ok, oameni buni, am revenit și am mai scos puțin TNT de acolo, că arăta puțin cam exagerat. Dar așa arată locul acum. Și trebuie să scot acest minunat, neminunat, mai bine spus, granit. Dar nu e o problemă, am să fac asta în camera, pentru că am făcut-o de atât de multe ori încât o să fac numai decât. Niște cobblestone, bun, poate un pic pe acolo. Și acum trebuie să facem șmecheria cu floarea. Așa, punem aici pământul, bam, punem ăla, spargem pământul. Asta vine aici pe rail, dar nu e o problemă. Așa, perfect. Asta o să se unească aiurea, știam asta. Bun, acum totul e cum trebuie. Bun, cam ăsta e progresul de până acum. Sper că vă place. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră. Sunt foarte curios să vă citesc comentariile, ca de fiecare dată de altfel. Bun, deci cam asta e șmecheria cu zona aceea. Acum am să vă, cum să zic, am să vă spun care este planul cel mare în legătură cu mina. Aș vrea să fac în felul următor. Aș vrea să merg cu tunelul ăsta mai mult, în direcția asta, până ajung în dreptul acelei zone. Cam până ajung deasupra acelei zone. După care aș vrea să fac, după care vrea să sap în jos. Nu știu cât de mare o să fie diametrul sau gaura, diametrul găurii pe care o voi săpa în jos, dar va fi destul de mare pentru că aș vrea să cobor cu Minecraft-ul în spirală așa până jos. Cam ăsta e planul. Așa că eu o să mă apuc de săpat. Cred că nu termin în seara asta de filmat la episodul ăsta, nici de cum, pentru că am mult de săpat. Am să mă apuc de pe acum să fac asta, pentru că o să-mi ia foarte mult timp și n-am nici beacon. Așa că urați-mi noroc, răbdare, nu știu, orice. Ok, doamnelor și domnilor, am revenit și iată ce am făcut până acum. Am săpat un mare cerc, dacă vreți, cu toate că nu e cerc, e mai mult o chestie cilindrică. Și cu chestia asta intenționez să merg până jos, până la nivelul 12. Iar noi acum suntem la nivelul 57, ceea ce înseamnă că o să-mi ia foarte mult timp și o să mai întrebească cu siguranță un târnăcop. Ce altceva o să mai fac eu? Poate o să mai cobor chestia asta cu încă un nivel sau două, gen pe undeva pe aici. Am să fac ceva de genul și am să sap așa în față, am să continui. Dar acum că stau să mă gândesc, trebuie să-i fac tavanul. Dar nu e o problemă, presupun. Da, nu e o problemă, pot să-l mai cobor așa un pic cu două blocuri și după aia să-l continui încolo. În fine, dragilor, mă o să fac rost de niște nivele pentru că am o grămadă de săpat de făcut. Ok, dragilor, am revenit și trebuie să recunosc un lucru. Am subestimat proiectul ăsta. Nici nu știți cât mi-a luat să sap în tunelul ăla până jos, gaura aia sau cum naiba vreți să-i spuneți. Nici măcar n-am terminat tot, sunt, să zicem, la jumatea drumului, cam așa ceva, aproximativ.
Cam asta e progresul. Am încercat să-mi detaliez pe parcurs în timp ce săpam, dar nu prea a funcționat pentru că, na, îți ia mai mult timp să faci două lucruri odată. Așa că, după cum vedeți, de aici încolo m-am axat mai mult decât pe săpat. Și cam asta e tot din episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike, nu mă deranjează. Dacă vreți să vadă și prietenii voștri sau vreți să le arătați ce canale șmechere urbanism ai. Asta e cea mai proastă glumă pe ziua de azi. Da, nu uitați să dați un share. Iar dacă nu sunteți abonați, să o faceți. Pentru că nu vreți să ratați episodul următor în care voi face cu totul altceva și nu mă voi mai întoarce la mine. În fine, dragilor, eu v-am pupat. Ceau, ceau!